Poate ar părea ciudat, dar Șerban Măvac este un poet. Cel puțin așa știu eu. Chiar dacă nu a scris nicio poezie. Și totuși este un poet autentic. Pentru că se depărtează de la formele cotidiene ale adevărului spre a crea o formă superioară de adevăr. Din această perspectivă, Șerban e o figură eroică, situându-se deasupra vitregiilor vieții, prin relevarea unui lux ce nu e la îndemâna celor slabi, ori a celor fără de principii. Dar și o figură plină de erotism. Căci rar mi-a fost dat să cunosc pe cineva care să-și iubească mai pătimaș instrumentul. Șerban adoră fagotul. E o uimire transcendentă, care nu mai are nicio margine, ceea ce mă face să cred că și fagotul îl divinizează pe Șerban. Între ei există o nobilă dorință reciprocă. Când e acceptată, înseamnă poruncă, iar când nu e acceptată, înseamnă cerere. Doar precaritatea ancilor mai provoacă uneori o boare de zâzanie. Șerban Măvac. Thank you.
Cea de-a treia lucrare pentru fagot a domnului Nizdolea este o prima audiție. Am vrut să observați acest raport între nou și mai puțin nou din repertoriul Alpeiusului. Sigur că poziționarea noului vis-a-vis de ceea ce este tradițional cunoscut ține și de subiectivitatea noastră. Am încercat însă întotdeauna să realizăm un raport cât mai echitabil. Și am mai învățat ceva cu această ocazie. Că nu întotdeauna ce este nou e valoros, precum și nu tot ceea ce este valoros este întotdeauna nou. Marius Lăcraru mi-a sugerat întotdeauna imaginea unui meșter ce ridică o schelerie în fața fiecărei construcții sonore și pe care o demontează atunci când edificiul este gata. O schelerie indispensabilă oricărui lucrător, dar pe care Marius nu o confundă niciodată cu construcția însăși. Asta pentru că nu încurcă nici cum punctele de vedere. E un testimoniu de inteligență, o descentralizare a gândirii, dar și un lucru care acoperă sentimentele fără a le transforma. Marius deține astfel la purtător o monedă de schimb ce poate fi folosită în aproape orice ocazie. Având darul de a dezvolta structuri, structurând realul sonor, ori facultatea de a prelucra anumite experiențe empirice în concepte, de a se ridica la abstracțiune și în final la idee, Marius pare că înțelege că, în definitiv, nu e nimic de înțeles. Marius Lăcraru. Dacă vreți să vorbește în seara asta, mai mult ei fiind cei sărbătoriți, eu n-aș vrea să spun decât două cuvinte despre această lucrare minunată a Ștefan Niculescu, Ehos 1, pe care, de fapt, să fac un fel de citat din memorie. Costin Cazaban o denumea ca un exemplu tipic al fantasticului de muzică. Sigur că sonoritățile care în anii 80 erau neauzite, astăzi au fost preluate, au fost folosite și de alții, însă această lucrare are, într-adevăr, capacitatea să ne facă să halucinăm în fața unei trame care, de altfel, este foarte bine condusă și până și din punct de vedere matematic, nu numai din punct de vedere muzical. Și artistic.
Thank you.
din 1985 urzeam acest proiect care se cheamă Arheus. Alexandru Matei era un foarte recent bucureștean care din fosa operei române încerca să schimbe imaginea acestei orchestre care este percuția. Au fost ani de trudă enormă, dar și de satisfacție. Alături de Sandu am trăit clipe și fericite și clipe care au însemnat renașterea noastră din fiecare experiență, din fiecare eșec. Alexandru Matei a devenit cu timpul un model. Un model de profesor, un model de interpret, un model de om. Este ceea ce aplică la această oră în ceea ce privește studenții pe care îi modelează. Este creator de școală și ar fi tautologic să spun că Alexandru Matei reprezintă o mare valoare a muzicii românești actuale. Aș vrea să-l invit să ne împărtășească un gând despre clipele petrecute împreună. Și aveam două gânduri. Mă gândeam că, așa cum Arheus s-a format sau deformat destine, mă gândeam la Vasile Mocioc, la Nini Georgescu, la prietenul nostru Vasile Colța, pe care îl salut. E în sală. Mă gândeam la Macovei. Asta a fost primul gând. Al doilea gând, mă gândeam ce cadou să fac eu Arheilor. Am stat o viață cu ei. Știu că Liviu nu mai bea. Și se zic, încă. Dorin mai bea, dar nu știu ce vin mai bea. Șerpan fumează, nu știu ce țigări fumează. Nu mai știu culorile preferate ale Rodicăi sau Ancăi. Și atunci m-am gândit să le fac totuși un cadou. Pe Sorin îl cunosc, eu știu ce dorește și îi fac cadouri. Să le fac totuși un cadou și am venit cu trei boboci. Trei boboci care se cheamă Alexuță, Georgică și pe cine mai avem? Pe Iulia, pe care îi invit în scenă. Vă facem o surpriză. Concert de percuție, asta presupune un camion de instrumente. Noi o să cântăm, e un ansamblu de percuționiști, nu avem niciun instrument, nici măcar bețe.